Obezitatea cu debut la vârste fragede are multiple implicații patologice pe termen lung. Din ce în ce există mult mai mulți copii cu vârste mici care suferă de această boală în toată țara. Cel mai mult afectează lipsa mișcării, dar și tot felul de mâncăruri cumpărate din fast food. Obezitatea este boala cu care se confruntă din ce în ce mai mulți copii în ziua de astăzi. Ceea ce duce la această boală este excesul de mâncare, dar și lipsa sportului. În întreaga lume sunt copii obezi. Numărul lor depășește 40 de milioane. Din această cauză este și motivul pentru care obezitatea infantilă este considerată una din cele mai serioase probleme de sănătate publică ale acestui secol. Obezitatea la adolescenți devine din ce în ce mai deasă. Despre asta ce părere aveți? Care credeți că sunt cauzele care afectează această boală? Da, îmi dau seama pentru că am și eu 4 nepoți și toți băieți. Și pe al copilului de mă duc să le iau acum de la școală, dar într-adevăr este un pic, dar a avut probleme când a fost mic. Și este într-adevăr, este, dar părinții, noi ca bunici și el, că a crescut și-și dă seama de la mâncare să mai abțină, de la dulciuri, de la astea, eu văd că este. Dar vedeți dumneavoastră, acum și părinții sunt mai comos probabil, nu le mai dau pachetele cum ne dădeau nouă părinții, untură pe pâine, că știu că așa. Acum cumpără tot felul de fast food-uri din astea. Să nu mai mănânce mult, să-i pună părinții la respect, să mănânce cu porții. Mâncarea care o primim de afară, asta e. Considerați că ar trebui să se protejeze mai mult, să nu ajungă în această situație? Cine? Copiii. Nu, cum să protejez, că n-au ce mânca bun. Dacă noi nu mai putem face nimic, normal că luăm totul de afară și din cauza asta. Fiecare centimetru de grăsime din regiunea abdominală ne aduce cu un pas mai aproape de îmbolnăvire. În România, unul din patru copii are probleme de greutate și unul din 10 suferă de obezitate, iar numărul lor este în creștere. Obezitatea se întâlnește din ce în ce mai des în rândul copiilor. Ce ne poți spune despre asta? Puteți să-ți dau exemplu de o întâmplare. Am avut o fetiță, a dus-o mami la sală să slăbească. Nu am decât o lună. Eu... ce a depins de mine la sală, am făcut cu ea. În schimb, ce face acasă să-i dea de mâncare, aia n-am de unde să știu. Întâmplarea se face că în prima... deci n-am decât o lună, în primele două săptămâni s-a ținut decât pe febră, că ea n-a mai făcut niciodată mișcare. După o lună, bineînțeles că s-a lăsat. S-a așteptat la pastila aceea minune de 3 zile să ajungi fit. Întâmplarea a făcut ca eu să mă întâlnesc cu ea, ai văzut că e o plăcintăria jos, și tot mânca fata de un pateu. Eu sunt o persoană care gândesc cu gura deschisă și a zis, bine mă, ia mică, așa ne-a fost vorba, că te ții de sală, că vrei să slăbești, că nu știu ce, uite, de ce mănânci uleiul ăsta, că e, tu știi ce are produsul care tu îl mănânci, încearcă să mănânci tu sănătos, ia un măr, spune lui mami să-ți facă o mâncare mai gătită. Am întrebat și eu pe cineva, măi, tu cum dresezi câinii ăia periculoși? Și că nu-i dau să mănânce. Și după o săptămână de nemâncat, când i-am arătat coaja de pâine, stă în coadă. Deci vina și modelul care să fie pentru copil e părintele. Rar am văzut, bun, nu vrea copilul să facă sală, l-ai luat de mână să vii cu el să stai în sală. Păi nu mă deranjează dacă stai să-l aștepți, nu mă deranjează dacă faci și tu mișcare. Dacă ai încercat să-i faci o dietă, păi draga mea, ce ai în frigider, aruncă-l și ce mănânci și tu, mănâncă și copilul. Tu nu poți să-i faci copilului ceva dietetic, dar în schimb, știi, mami, tu ia aici mazăre, fasole verde și ce-ți mai dai o să mănânci, iar eu cu tatu, tu știi, hai să băgăm la carne noi și cartofi prăjiți și tu stai și te uiți, e copil. În rest, mâncarea și lipsa de mișcare sunt de vină. Ce este de făcut? Puterea exemplului părinților este magică, iar familia reprezintă prima linie de apărare împotriva obezității la orice vârstă. Schimbarea radicală a regimului alimentar de viață, precum și mișcarea în aer liber, fac minuni.